Ce propunere aveți? Ca bază. Să le primim ca bază. Cine pentru aceea, ca ordine de zi, care costă din trei întrebări să fie propusă ca, să fie votată ca bază, vă rog, votați. Unanim. Propuneri, adăugiri, dacă știți. Da. Adresat companiei a Super Moldova, am trecut la 28 august de măgute sesii cu întrebarea lor și din motive tehnici ori din alte motive, s-a scăpat un cuvânt. Cuvântul și-a luat, e o tare mare problemă. Poliția oprie, tăti mașinii și-a mâinut. Și propune, se răspunde, se permite circulația autocamioană, ce aparțin sus duche, dar ei trebuie mașinile alindează, din nou, și poliția oprie mașinile cu sfertul spune, de voi nu aparținez, nu aveți drept să... Și s-a discutat la poliția juridică, se propun de introdus ce aparține și de servește Suzuki în Moldova. Un cuvânt trebuie de adăugat și de servește. Da, și să facem modificare la, decizia din... Deci, domnul Popa, citiți cum a sunat decizia. Deci, decizia sună așa, data trecută. Se permite circularea autocamionului ce aparține Suzuki în Moldova, pietra se otrage cu dame, din la cercul cu sens și așa mai departe. Amul spune, se permite circularea autocamionului, adică să cere modificare. Autocamionul ce aparțin și de serviciul Suzuki în Moldova. Adică e toate camioanele le arindează. Pentru cuvântul este de serviciu, că se vară și că toamnă și am probleme, poliție lucrează și este o rugăminte. De aceea este abil și rog să vă rog să ordine alte adăugiri, propuneri? Eu nu știu când a fost în comisia mea și drept la întrebările astea. Comisia de, eu de pildă n-am fost chemat, sunt comisia de drept și n-am fost chemat la întrebările astea. Comisia, eu de pildă nu văd smerne întrebările astea cu ordine. Și dat și mai era. Da, nu v-am găsit. Nu, da, asta e. Cine-i președintele la comisia de drept? Aici este avizul, domnul secretar. Eu am o întrebare. Cine-i președinte la comisia de drept? Da, eu. Câți membri aveți în comisie și câți au fost prezenți? Avizul este la domnul secretar. Domnul secretar? Da. Dar câți de tot? Da. Merge. Bine. Dacă alte întrebări și propuneri, a, domnul Mălto? Дело в том, что этот вопрос, когда мы обсуждали на сессии по Suzuki, было им разрешение на один сезон. Сейчас они уже работают второй сезон. Этот вопрос поднимали, что не разрешить. Они должны были работать по объездной дороге. И поэтому, мне кажется, этот вопрос вообще нечего рассматривать. Нужно рассмотреть. Я вас не перебивал. Ребята, Виталий Сазучец, он традуктор, читает, он вот только ну скрич, спорил. Он, а, после того, и так далее. Bine. Я считаю, что нужно ставить вопрос о том, чтобы им запретить, чтобы они не делали. Потому что дома валятся по этой Гуданово, валятся уже дома. Там лопает труба по газону, лопает труба чугунная от водопровода, водовода, от того, что тяжелые машины ездят. Это целые вагоны ездят. И мы разрешаем им, потому что чьи-то вопросы мы лоббируем. Это наша дорога. Бине, маскутаса в сушилине. Мерзи требаря, думаю, что вы рост ваше гражданство. Я за то, чтобы не включать данный вопрос. Бине, снимать кулич. Чини Петрочи, так мерзи требаря, а шаг чинива, в лесу пунем его, да не здесь чинива, ну. Haideți, spunem la voi și să vedem. Cine pentru aceea ca întrebarea să fie pusă în ordine de zi? Vă rog, umărați. Dar cine e contra? Nu. Se înseamnă că procedem la ordine de zi. Se înseamnă că votăm în complexie cu toate întrebările ordine de zi. Cele trei întrebări care au fost puse deja, și a patra întrebare cu schimbările în decizia despre Suzuki Moldova. Cine pentru aceea vă rog votați? 3 abținuți. Și domnul Călăraș. Cine contra? Cine contra 2?
Cine s-a abținut? 2, 3. Abținut 3. Ultima ordine de zi. Așa, despre regulament. Stabilim regulamentul pentru sesiunea de astăzi, pentru a desfășura ședința. Raportorul pe chestiune de bază. Câte minute îi dăm? 5 minute. Și mult, 3 minute. Păi stați, dacă este o întrebare mai voluminoasă, da, 3 minute. Da, nu știu, 5 minute. Ca exemplu, 5 minute. 5 minute. Ce le erau chestiuni? Până la 3, da? Și la dezbateri? Mică, păi... Bine. Dezbatem de amofor. Da. Deoarece sunt întrebări, propunem să desfășurăm sesiunea fără întreruperi. Sunteți de acord, da? Da. Procedem la locul sesiunii. La ordine de zi, prima întrebare. Cu privire la examinarea sesizării decizii Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție. Raportor, domnul Pavel. Deci, la plângerea unui cetățean la orașul Drochia, au fost pornit urmărire în proces, exact, urmărire în proces penal, e faptul că porțiunii de stradă care au fost construite, reparate. Deci merge vorba de strada Dumitru Cantinier, care e lângă Polivoi Grigori, care era cu gălării mari. Deci, după cât știți, au fost multe discuții pe chestia asta. Suma propusă era de 560.000, la licitație, când s-a propus suma, au devenit 625.000. Până la urmă au fost executați și lucrări suplimentare de 82.000. Adică, ei solicită ca Consiliul să se expune asupra, s-a adus prejudiciul bugetului local sau nu s-a adus prejudiciul bugetului local. Prin faptul că s-a efectuat reparația. Și nu scris. Pavel, dar și noi suntem organe, revizori, suntem... Ei și ar... Noi suntem consilieri, noi nu suntem revizori. Să apreciem. Ținând, stimați consilieri, ținând cont de fapt Consiliul aprobă bugetul, ei solicită, așa e solicitarea organelor de drept, ca Consiliul, eu te adun cu dumneavoastră, dar Consiliul solicită să-i expună rezultatul lucrărilor date, s-a adus prejudiciul bugetului local, sau nu? Noi nu putem, noi distribuim, votăm banii, dar asta mai departe ce se fac cu drăjurile, pentru asta este anchetă. Sunt organe de control, da, corect. Dar ei solicită ca Consiliul să-i expună asupra faptului. Noi votăm și banii. Păi dumneavoastră aveți decizia în față și uitați-vă pe versul ce scrie. Examinarea la cea mai recentă ședință ordinară a încălcărilor reflectate mai sus de către organul deliberativ al administrației publice locale orașul Drochia, adică Consiliul Local, stabilite în cadrul examinării petiției cetățeanului Rodion Obadă sub aspectul aprecierii considerabilității prejudiciului cauzat bugetului local și al unității administrative teritoriale în urma acțiunilor descris. Nu fac. Nu mă scris o bază în paranteză scris primul. Vă rog mult, da, purtător de cuvânt. Așa. Se pune la vot proiectul deciziei 11/1 cu privire la examinarea sesizării Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție. În care, mai jos ce scrie, se ia act de sesizare a Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție, numărul 12/5445 din 01/12/2017 și a doilea punct, a informa Direcția Generală Teritorială în OCNA despre faptul că în urma executării lucrărilor de reparație a porțiunii de drum de stradă Dimitri Cantemir,
conform licitației și lucrările suplimentare conform contractului, bugetul local sau unității administrative teritoriale nu i-au fost cauzate ceva prejudicii. Da? Eu dacă mă așez, doamna primar, 750.000 s-o alocat, mă fi bucată și ai trimit cantimiruri pe tot stradă. Nu, bucat și la piață mai rămas, știi? Raportor Pavel Rusu.
Stimați consilieri, de aprilie, dacă nu mă greșesc, au fost vândute la 11 persoane terenuri referente construcțiilor particulare care le au. Chestia între cei undeva în codul civil este indicat termenul de înregistrare 30 de zile, dar oricum durează până se duc materialul la control la cancelare, trebuie să așteptăm 30 de zile dacă trece valabilitatea, oricum se întinde pe mai mult timp. Asta a fost o piscină, a doua piscină, întreprinderea de stat cadastru, oficiul cadastral, datăiul, cum zicem noi, s-a schimbat din întreprinderea de stat în agenție. Deci contractul care l-am avut, a luat primăria cu întreprinderea, deja nu era valabil, că s-a schimbat denumirea agentului, adică persoane juridice. Cine sunt oamenii de? Eu a fost votat în aprilie, pur și simplu merge foarte. Dar și nu au mers tăță și e în aprilie, care sunt 12. După dată, vă mergeți de și. Unele extrase, care aveau extrasele valabile, au dovedit și le înregistrat. Extrasul se face în timp de 15 zile, solicit la oficii cadastral. În perioada asta s-a schimbat întreprinderea de stat în agenție de stat cadastru. Contractul noi n-am avut cu agenția. Și contractul am obținut aghia la sfârșitul anului. Și avem câteva persoane care trebuie... Adică, pur și simplu, prelungim termenul de înregistrare a contractelor, nu-i nimic... Locul este o fost pasmă de citație? Mai înainte. Este strimut. Dar noi le-am văzut în aprilie. Referentul scoate. Nu toate. Vă spun, care aveau extrasele valabile, extrasele valabile două luni de zile. Și el l-a prezentat până la ședință. Ei, a scos extrasul, l-a prezentat. După așa, până s-au făcut procedurile, extrasul a expirat. Când am dat, scoteam extras nou, adică nu am avut contract. Acum, adică cum am încheiat contractul, adică pune la bord, cadastru și... Nu, dar voi spune, lămurește de-am ca să știi oamenii care teren. Pune la bord. Este, nu, că lui domnul Moscăciuc spune că pune la bord. Spune că este lui domnul Moscăciuc, nouă soci. Este lui domnul Moscau. Nu știi, dar ce nu mai fac? Lasă, nu știi pe oameni, știi pe oameni. Bun. Doamne, știi pe oameni, stimați consilieri, mă scuzați, dar știi pe oameni. Poți să duci cine au cu... Stimați consilieri, domnul Măscău. Cine au cu oameni, înțeles? Poți să duci copii oameni. Soșerot, ca să știi oameni. Știm cu toții că au fost 11 poziții în ordinea de zi care au fost anulate și scoase tot, și scoase din ordinea de zi câțiva ani la rând. În aprilie s-a decis vânzarea acestor terenuri aferente, care teren aferent, asta presupun terenul de construcție, pentru cei care mă cunosc. Iată bun. Te răspundi sau întrebare sau punem la vot? Da, 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 da. Deci, să răspund? Răspund. Răspund. Ce rost asta? Puteți-i clar. Ok, iată, dacă vă ieși. Puteți-i clar. Nu principalul cu Moscau. Stimați consilieri! Stimați consilieri! Domnul Moscau! Sunt domnul Moscau! Se pune la vot decizia 11/3 cu privire la prelungire termenului de înregistrare a contractului de vânzare a terenului aferent. Cine-i pentru, vă rog, votați! Eu nu votez. Iar el a spus că eu nu votez, vedeți? Nici n-ai, nici Moscăciuc n-are drept să votez. N-are drept să votez, este. Nu e drept să votez, este. Cine este contra? Domnul Tartakovski! Hai ajunge, ne-a spus că ne comportăm civilizat. Cine-i contra? Cine-i contra? Cine-i contra? Eu încă o dată vă întreb. Cine-i contra? Cine s-a obținut? Domnul Tartakovski, în care categorie sunteți? A obținut. S-a obținut doi. Trei? Așa. Se pune în discuție decizia 11/4 privind modificarea deciziei numărul 11/4 din 29.12.2016 cu privire la permisiunea circulației autocamioanelor întreprinderii Suzuki Moldova S.A. Puneți pe vot, să vă discutați întrebări. Aveți întrebări? N-am nimeni. Ați înțeles care e asta? Da, domnul Călăraș. Stimați colegi, eu хочу pe un vreau să vă spun, eu хочу 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 să vă sp
уже проголосовали. Проголосовали, но я свое мнение высказал. Ровно год назад, перед тем, как мы голосовали в предыдущий раз, господин Барбатинский обратился ко мне с просьбой от имени Кёса, чтобы этот вопрос проголосовал. Проголосовал. Я проголосовал и объяснил ему нашу точку зрения, мою персональную, что нужно сделать, чтобы этот вопрос снять раз и навсегда. И все очень дешево стоит. Они нам все время преподносили тут, что надо менять всю инфраструктуру, то есть весовое хозяйство, лабораторию надо перестраивать, чтобы это большие затраты. Я объяснил господину Крепотинскому, нарисовал схему. Заезжаю по объездной дороге до Урко-Ферми. Стимați colegi, dumneavoastră ne-ați vorbit, toată lumea v-a ascultat. Dați-i voie, domnul Călăraș, să-i spui. Era președinte așa din Dumnezeu, cu Zuducă, dar mă gândeam la problemă. Atunci era așa, sunt pauși, sunt pauși. Dați-i voie, spui. Să-i spui, domnul, și. Заезжаю в стороне Урко-Ферми, еду по существующей дороге и через где у них материально-технические, где база была, где стояли, заезжаете в базовом хозяйстве, то есть ничего не ломается. Единственное, что надо сделать 700 метров дороги от нашей объездной дороги до угла Урко-Ферми и поставить одни весы, электронные весы, рядом с Урко-Ферми для того, чтобы не заработали. И все, и больше ничего не меняется. Когда я ему объяснил, сказал, что это для нас копейки, это до миллиона лей стоит это все удовольствие, для нас это мы введем на следующий год, в смысле на 17-й год план инвестиций, в течение 17-го года это сделаем, и с 18-го года этот вопрос снимаем. Я обратился к Горденко, вы внесли в этот план, на этот год инвестиций, сел сырый. Ну давайте будем смеяться дальше, а люди будут страдать в городе. Domnul Popa, asta nu e la întrebare. Eu am să expun un mic doar completare la tema dată. Ca atare, stimați consilieri, toți cunoaștem că acolo e un drum de importanță națională. Ce Consiliul interzice circulația sau permite cuiva, asta poate sau nu poate. Pentru că este regulamentul circulației care prevede că raza de acțiune a unui semn care interzice circulația camioanelor, dacă în raza de acțiune a acestui semn sunt depozite, magazine, care aceste autocamioane le deservesc, ele au circulație liberă. Есть регламент циркуляции лукери, который требует оценки позиции. Да, например, мы можем контролировать, кто в магазине, кто в ДАЗ, да, да, и чемарка. Что это подвигает? Что это подвигает? Что это подвигает? Индивидуальный дуз, что и подсвак, который идут как колотнешек, то уже индивидуальный на магазине остановлен. Ну, не стоит. И, спуни на вот. Да, да. Подать вам и спун. Продал чи апарцин, чи десервє, чи гада, причому другу для кору, для утку ферми. Ні, ні, тримає гар, поруху окно. Чи є ти право? Ні, поні на вогонь, да, ну, ману, ну, я вам дам та ж минуті. Дело в том, что, как сказала госпожа Примарь, улица Гуданова является федеральной трассой, не федеральной, а национальной трассой. Но, извините, да, да. Дело в том, что дальше они продолжают движение по улице Лермонтова. Или там промышленная, как она называется. Это уже городская, улица, и поэтому мы вправе запретить движение. И мы обязаны это сделать, потому что я еще раз вам говорю, что там разрушаются дома. Вы должны думать о горожанах. Там разрушаются дома. Ну что, касса плохо? Бей! Вот время еще надо. Сегодня работает дичизия 11 бара 4, привет модификаре дичизии номер 11 бара 4, вин 29-12, 2016, у кувынту, который был спус по накума. Ворог ботаться. Contra. Bună. S-a obținut. 3. Stimați colegi, toate chestiunile puse la ordine de zi pentru ziua de astăzi, 29 decembrie 2016, au fost realizate. Mulțumim de conlucrare. Eu, din partea mea, vă felicit cu sărbătorile care vin. Vă doresc mult sănătoare.
sănătate, voie bună, prosperitate, să dea Domnul în anul care vine să fim mai buni ca anul ăsta, să nu ne certăm, să lăsăm loc de cuvântul de bună ziua, să uităm de apartenența politică și să fim oameni. Am o misiune importantă de la Federația de Fotbal. Vreau să știți că Consiliul Orășenei Drochei este fondatorul de Federația Drochei. Noi evoluăm în campionatul Moldovei și vreau să spun că anul 2006 și-a fost un fapt fructuos pentru echipa noastră. În campionatul Moldovei, seria 2, noi am ocupat locul 3. Din 16 echipe, unde luați echipe din Chișinău, din Belz, din Florie, din Torroca, din Bodie. Și afară de asta, în Cupa Moldovei, prima dată în istoria clubului, noi am ajuns într-o 16-ne, adică în 16 echipe mai puternice din Moldova, unde luat Șerif, Dimbru și echipe din Valoasă. Și afară de asta, în luna februarie, echipa mixtă a primăriei și acentul muntar au participat la campionatul Moldovii între recruți și au luat locul întâi din Moldova și am o misiune importantă din partea Federației de Fotbal, din partea clubului. Este și echipa mixtă la primărie? Putem? Da. Diplomă de merit acordă primarul orașului Drochia, doamnă Nina Cinteu, în semn de recunoștință, aportul adus în dezvoltarea fotbalului orașul Drochia și susținerea echipei FC Speranța în orașul Drochia. Și ai dat să-mi voie să... Deci, vă aducem la anul viitor, echipa Speranța Drochia are evidență... Nadiejde, noi am vorbit la trecut, cam 8... Domnul Moscal! Da, pentru fotbaliștii tineri, Federația de Fotbal de până la 100.000 de euro. Și noi avem vreo 6 fotbaliști. Vrem să, dacă să primim acest bani, noi trebuie să putem și noi de parte cu Liga de Maier. Vă promitem că la anul o să avem loc întâi dublu. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți mie o scurt foarte suficientă, dați-mi voi de numele primăriei orașului Drochia și al meu personal să vă aduc sincere felicitări cu sfintele sărbători care se apropie, cu nașterea Domnului, anul nou, să vă doresc multă sănătate, fericire, prosperitate, fie că nașterea Domnului să vă aducă multă pace, liniște în suflete, să vă aducă multă lumină, iar micul simbol pe care l-am dorit, nu știu, poate nu toți l-au înțeles, lumânarea este simbolul păcii, al liniștii și al împăcării. Focul lumânării să ardă tot răul care a fost în acest an și să plece în anul, să rămână în anul care trece. Iar anul care vine să avem pace, prosperitate, liniște, să avem un consiliu lucrativ și să facem lucruri frumoase pentru orașul nostru. Un an plin de realizări frumoase. La mulți ani! Avem un mic program, avem mici mari colegători care pot să facă un mesaj de felicitare. Deci, domnul, trebuie să scriu ce mă duc o dată de aici. Primiți capra! Dar cât lapte dau la mulțare?
Păi, dar multe întrebări... Ia-ți pasul la noi. Dar multe întrebări mai pune tare. Ce? Ce de însuri? Beau o căldare de lapte și fată doi ies la păcare. Cumpără și stai. Parcă-s bune, dar mai vede-o și dă iar mă rog. Păi, du-te, du-te, mai caută, dar așa că pe camele n-ai să mai găsesc. Hai de tu și-o mai dansa, să arătăm și putem. Hai să fiți! 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 H
scărpăciunile este ani tale. Ca să nu car la România, de să ți le cumpăr eu. Îți dau 800 lei de dânsă și mică mai mult. Da, văd că n-am încotro. Hai să facem bani. Bă, din bani, am nas 800 de lei, dă-i căpăli și mă duc cu lei. Pe cel deal înțelinit. Că e vreme de pomină, iarăși s-a scumpit benzina. De aceea astăzi noi ne întoarcem înapoi. Iar la plugul tras de voi. E cu vechi, dar încercat, ce arat și arat, înjugat cu voi clăvan de vreo 2000 de ani. Și de va vrea mereu, încă va ra mereu, de acest picior de plai. Pe această gură de rai, cu poporul ei cu minte, bea cu mute înainte. De aceea, cu grași de soi, dați-vă pe lângă voi și pucniți vârtos din bici să pornim chiar de aici, cu Uratul, cu Aratul, tot orașul și tot statul. Trageți vreodată, mă băgăi, și strigați cu toții! Oameni buni, consilieri, vă urăm, vă semănăm și de bine vă binecuvântăm. Să fiți buni! Să fiți mănoși și tot anul sănătoși, tari ca cremenea să fiți și să nu îmbătrâniți. Iar în fiecare casă să aveți pâine și la pâine pe masă, să ai gazdă sănătate, iar în casă să ai de toate. Să aveți grâu, să aveți secară și în pod și în cămară. Câte bine pe găină, tot atâtea oale cu smântână. Câți cărbuni în vatră, tot atâția pețitori la fată. Câte fire de malai pe mătură, tot atâția copii sănătoși, bătucoși sub pătură. Bucurii în toate ungherile și bani mulți, mulți în toate buzunarele. La mulți ani! Dragii noștri, am fost formația Busuioc de la Casa de Cultură Centrală din orașul Drochia. Vă dorim multă, multă sănătate în anul nou, să nu fie mai rău decât anul care se duce. Multă sănătate! Copii, cum s-a spus și în această sămărătură, să ne fiți sănătoși! Și la anul și la mulți, mulți ani! Mulțumim pentru această frumoasă orătură de numele Consiliului, de numele Primăriei. Vă dorim un an nou fericit, plin cu realizări frumoase, prosperitate, sănătate, bucurii de la cei dragi și cu Dumnezeu să vă aibă în pază cu toți. Mulțumim!
la grădinița Florile Galbe venim. Voie bună vă dorim! Sănătate, fericire, anul nou bogat să fie! Anul vechi ajunge la sfârșit, clipă după clipă încet se scurge, iar zăpada ce cerne din înalt, sărbătorile în suflet ne abuce. Timpul trece grăbit, iară sărbătoare, anul nou a venit, bucurie mare! Vine pe neprins de veste, tot în parcă-i din poveste, răspândind de lumea mare, diamante sclipitoare. Iarnă bună, danică, din bucurie, danică, ea ne aduce frugii moi, iar noi cântăm vioi. Thank you.
sănătate, bucurie, succese în toate, ca să fiți și toți sănătoși. Bună suflet, omunoși, faceți roata încă o dată să răsune drochia toată. Mânați, măi! Hai! Hai! Și la anul care vine, hai, să scăpăm de sărăcie, să aveți mereu pe masă numai bucate gustoase. Roata mai! Hai! Hai! Ceata noastră mândră ceată nu lasă pe altă dată nici o casă neurată. Vă urăm la mic și mare pace în suflet, pace în țară. Roata mai! Hai! Hai! Mult față vieță pungă, criză, să nu vă ajungă. Mese pline de bucate și un car plin de sănătate. Să aveți copii nepoți, să se vă iubească pe toți. Roată mai! Hai! Hai! Repișor, luați tu un pic, să mă luați să făcut țărină. Ai luat un pic, repișor. Hai, luați repede, 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 calma, repede, calma, repede, calma, repede, repișor, repișor. Așa, așa. Repișor. Tot așa, să mă luați. Da. Acum, hai, tare, să mânăm, să ne ajutăm, într-adevăr, să ne audă și drochea toată. Așa mai aproape. Vă rugăm un pic, vă ridicați, vă cipi. Nu, 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 să doriți ca mieri, ca mieri, în mijlocul verii. Tare! Fiți tari ca piatra, iuți ca săgeata, tari ca pierul, iuți ca oțelul, la anul și la mulți ani! Vă dorim multă sănătate, să creșteți mari, fericiți și Moș Crăciun să vă aducă ceea ce ați trebuit. Ați crezut să aibă Moș Crăciun? Da! El o să vă aducă, voi ați fost cu minți, așa? Da! La mulți ani și un an nou fericit! Vă mulțumim!